Și bine v-am găsit la Ziua Live, sunt Carol Vlad, iar alături de mine prin telefon se află primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc. Bună dimineața, domnule primar, mulțumesc că ați acceptat invitația mea și sunteți alături de noi. Mulțumesc frumos și eu pentru invitație, o zi bună tuturor. O săptămână plină, domnule primar, începând de azi fiind vineri, vinerea trecută după emisiune ați primit... în festivitatea de decernare a titlului pentru orașe din punct de vedere climatic și smart, acea plachetă la Valencia. Este recunoașterea Clujului ca oraș european, oraș care asigură cât de bune condiții posibile pentru cetățenii săi să aibă calitatea vieții, adică un oraș cu mai puțină poluare, un oraș cu tehnologii moderne, un oraș care vorbește aceeași limbă cu celelalte orașe europene, în sensul acesta figurat al cuvântului, adică mesajul este că dacă tot vrem o țară ca afară, hai să întâi să avem orașe ca afară. Iar Clujul iese din această perspectivă un oraș ca afară, adică exact ca un oraș european, pentru că suntem într-o galerie selectă a primelor 10 orașe din Uniunea Europeană. Deci, ceea ce au spus românii, nu? Că vrem o țară ca afară, iată că se poate. În primul rând, având un oraș ca afară. Și dacă ai un oraș ca afară, de ce să se poată și o țară ca afară? Discutând și aprofundând puțin subiectul, dacă tot mergem spre smart și acea tehnologie, acea tehnologie verde, în buget este prins pentru acest an stație de încărcare hidrogen. Și aici vreau să vă întreb, când o să vedem primele autobuze în Cluj-Napoca? O să vă spunem că anul ăsta începem demersurile. După care o să vă dau pașii concreți, când se termină studiul de fezabilitate, se depune pentru finanțare pentru programul operațional 2021-2027, deci suntem în această logică de bani europeni, și etapele vi le voi comunica la momentul potrivit. Anul acesta sperăm să putem face documentațiile tehnice într-o fază cât mai avansată. Avem un parteneriat strategic cu Universitatea Tehnică și cu experții pe care această universitate are și ne bucurăm să avem asemenea șansă de colaborare. Extindem transportul public nepoluant de la dimensiunea electrică la dimensiunea cu hidrogen, cu mențiunea că dimensiunea cu hidrogen nu se va limita doar la autobuze cu hidrogen, pentru că odată ce produce o stație de hidrogen, poți să ai în vedere și alte domenii, știu eu, termoficare și nu numai. Industria viitorului va avea o puternică, repet, componentă de hidrogen. Această tehnologie care este acum în formare și în dezvoltare va fi una dintre tehnologiile viitorului. Din nou, Cluj va da ora exactă și aici. L-a dat-o și în autobuzele electrice, l-am mintit, în 2018 a fost primul oraș din România care a pus pe șosea un autobuz electric în această țară. Și în materie de hidrogen, vom fi primul oraș din România care va implementa această tehnologie. Repet, asta este până la urmă în folosul fiecăruia dintre noi, pentru că asta va însemna mai puțină poluare în oraș. Asta va însemna că lumea va ajunge de mai puține ori la spital. Vom avea mai puțini oameni la urgențe și mai puțini oameni care se vor îmbolnăvi sau își vor agrava bolile din motive legate de boli de plămâni și alte boli care sunt afectate de poluare. Asta e moarte lentă, poluarea asta, că de fumat poți să te lași, că ai o decizie individuală, un pic de voință și te lași de fumat. Dar de poluare nu te poți lăsa, că ești afară și respiri. Poți să-i maxim 3 minute. Dumneavoastră ați fumat vreodată, domnule primar? Ce să fac? Ați fumat vreodată? De conjunctură, așa, că o țigară, dar niciodată ceva constant, dar... În armată, când mai stăteai în planton, mai dădea că tu nu să mai ieși tu un fum, că te plictisești, așa, deci absolut ocazional, dar nu, n-am fost niciodată un fumător. Nu suport organismul, așa, am avut așa, deși în studenții am stat în camere de cămin, am învățat alături de colegi, puteai să tai fumul acolo în cameră, dar organismul nu-mi cerea, am avut șansa asta să nu fiu dependent de fumat. Chiar dacă ai stat într-un mediu de fumător, să știți că e la fel de toxic câteodată. Când stai într-o cameră, medicii, fumează, e la fel de medicii de spun că fumatul pasiv este mai
grav decât fumatul sigur, activ. Sigur, sigur. Deci asta știu și eu de atunci, că mă deranja, dar nu, eram cu colegi, învățam, n-aveam ce să le fac atunci. Și mergeam și în restaurante până la un moment dat, țineți minte că se fuma inclusiv în restaurante, n-aveam ce face. Da, da, doamna Aurelia Cristea a dat acea lege de a nu se mai fuma. E criticată, dar bravo ei. A făcut un lucru bun pentru sănătatea românilor, un lucru de civilizație pe care îl găsești oriunde în lume dacă mergi, în lumea civilizată, nu găsești, cu puține excepții, nu găsești restaurante în care să se fumeze și așa e decent, pentru că ce a spus dumneavoastră, fumatul la pasiv e toxic, e la fel de periculos ca și fumatul activ. Deci, din perspectiva asta, tuturor recomand, mai ales după ce trece o anumită vârstă să termine cu fumatul, cât mai urgent cu putință sau să-l reducă dramatic. Pentru că sedentarismul combinat cu fumatul, Doamne ferește, și cu un pic de alcool, sunt rețele sigure de a ajunge la urgență. Deci astea trei trebuie puse deoparte și înlocuite cu mișcare, cu alimentație sănătoasă și cu prezență în aer liber, astfel încât să îi dăm șansa corpului să se regenereze și să poată merge mai departe. Dacă îi dăm însă tutun, alcool și sedentarism, și dacă mai avem și o alimentație nesănătoasă, stăm cu hamburger și cheeseburger, fără să resping cheeseburger și hamburger, bun din când în când, dar să-i facem în fiecare zi, sau mici și grătare, în fiecare zi, ok, poți să ai câteodată, dar să treci pe o alimentație care să îți permită șansa să ai o viață de calitate. Asta cred că ne-a demonstrat știința de până acum și asta cred că ne spun toți medicii, că oriunde te duci la medic, orice afecțiune ai spune. Dacă ești un pic mai supraponderant, să slăbești, dacă nu faci mișcare, să faci mișcare, dacă fumezi, să te lași de fumat, dacă bei, să reduci alcoolul la un pahar maxim, la știu, la 2-3 zile sau la săptămână, dacă mănânci nesănătos, să mănânci cât mai sănătos cu putință, să ai mai multe legume și produse care, repet, bun, noi am mai discutat. Postul ăsta tradițional, vedeți că avem postul ăsta milenar. Ăla e cel mai bun medicament, să știți. Faptul că postul pe care noi îl ținem religios are și o componentă de sănătate extraordinară. Și e o binare foarte bună între dimensiunea religioasă, între dimensiunea credinței și dimensiunea noastră de sănătate. Deci, și ceea ce ne învăța mama acasă. Noi, să știți că la țară, eu cât am fost acasă, niciodată, miercurea și vinerea, la noi nu se mânca de dulce, cum se spunea în casă. Se mânca de post. Și că țăranii pe lângă asta au dimensiunea aia sănătoasă, este că aveau să îmbine dimensiunea asta religioasă cu dimensiunea de alimentație sănătoasă, fără să nu spună un savant sau un laureat a premiului Nobel că e bine să mănânci de post pentru organism. Am ajuns noi după 2000 de ani acum să inventăm fasting-ul și să inventăm, să zicem, nu, l-a fost inventat de 2000 de ani. Domnule primar, dacă ne întoarcem așa în timp și datorită situații care era la vremea respectivă, numai duminică aveai supă și carne așa pe masă. Este. Așa este, noi la țară, da, doar duminica era ziua aia de sărbătoare, când și venea de la biserică, iar și singura zi de odihnă. Când lucrai până duminică la falsă, la plug, la ce trebuia. Duminica, într-adevăr, se făcea masa aceea mai festivă cu toată familia, ca să-ți bateriile pentru ziua următoare. Este perfect. Noi am mai, discutat, am într-o emisiune acum 2-3 luni în care și dumneavoastră ați spus că aveți un regim destul de sănătos, adică mâncați pește, da. Mult... Încerc, adică întotdeauna pot să, dar încerc să țin cont. Și mergeți mult lucruri. Pe jos. Da, și dimineața asta am venit pe jos, la primă, chiar dacă era un pic umed și chiar așa ușoară ploaie, am venit pe jos, nu s-a întâmplat absolut nimic. E foarte bine, o mașină mai puțin în trafic și măcar am 3.000 de pași și e făcut deja până la ora 8.30. Bun, cât aveți media de pași pe zi, domnule primar? Depășesc 10.000, depășesc în fiecare zi 10.000. Bun. Ținta pe care am să fac și eu ceva pentru mine, adică organismului să-i dau și un argument, că și eu fac ceva pentru el să-l ajut. Și mișcarea fac, oriunde în oraș mă duc, încerc să mă duc cât mai mult pe jos, am activități în diverse părți. Să folosesc această... Păstrând, domnule primar, păstrând ordine cronologic, am avut zilele culturii naționale. Săptămâna viitoare, în 24 ianuarie, vom avea Ziua Unirii Principatelor Române. Ne puteți spune ceva de festivitățile din 24 ianuarie? Da, e miercuri, nu parcă zi și zi liberă, da, pentru români. 24 ianuarie, la ora 12...
în zona bustului domnitorului Alexandru Iancuza din vis-a-vis de prefectură, vom avea ceremonia specifică, militară, religioasă, după care de la ora 14 în Piața Unirii avem un regal folcloric de excepție, Mariana Sechiș, Adriana Irimeș, ansamblu folcloric cu Nuna Apusienilor, Florina Triv, Narcisa și Ana Georgeta Bala, ansamblu folcloric Crăișorul, Clubul Vedetelor, Muguri de Folclor, Oana Bogza, Pintea, Maria Goban Șomblea, Licea Potrea, Amalia Chipe, Cristian Totpati, Mihaela Grindeana, ansamblu folcloric Mugurelul, Valeria și Traian Ilea, Sava Negrea Împrudraș, Aurel Cămaș și acompaniază Orchestra Regal Transilvan. La ora 19 vom avea concert Hara, iar la ora 20 spectacolul de artificii tradițional clasic specific zilei de 24 ianuarie. Deci un moment în care noi toți românii ne bucurăm că prin această mică unire, așa cum se numește, românii reușesc să-ți vadă o parte din vis împlinit. În sensul că reușesc să-și creeze un stat care să adune românismul, prima dată Moldova și țara românească, și toți românii după aceea din toate provinciile istorice să mai aibă încă un argument în plus de a crede și de a lupta și de a spera că unirea tuturor românilor este posibilă deja având un nucleu de stat românesc puternic, unirea Moldovei cu țara românească. Este cel mai important simbol că o parte din visul de la 1848 deja se îndeplinește în 1859 și se continuă visul care devine realitate prin vâncerea independenței în 1877 și unirea într-un singur stat în 1918. De fapt, în 1918 desăvârșește Revoluția de la 1848. 1859 o etapă în îndeplinirea visului revoluționarilor de la 1848. Și să nu uitați că pentru prima dată când se spune trăiască România, da, este în 11 decembrie 1861 când Cuza obține recunoașterea unirii către marile puteri și proclamă România. Urmând ca în 1862 deja să circule numele de România oficial în documentele timpului, el după aceea în Constituția din 1866 să fie legiferat ca atare. Dar prima dată când cineva spune trăiască România, este Alexandru Iancuza în 11 decembrie 1861. Este cea mai scurtă, poate, cuvântare a unui lider român, dar și cu cel mai mare impact pentru ceea ce înseamnă destinul acestui neam. Uitați-vă la acea proclamație, repet, în care Cuza se adresează, exact așa începe, românilor. Dacă a ales un domn, el vede astăzi o singură țară, România. Deci este ceva absolut emoționant și care ne arată că fiecare generație la timpul ei și-a făcut datorie față de neamul românesc și trebuie și noi să ne gândim că avem o țară de aparat în sensul menținerii prosperității, a păcii, a drumului ei în care să îi facem pe români să se simtă bine acasă și să poată fi mândri de faptul că sunt români, așa cum înaintașii noștri au clădit o țară pe care ne-au dat-o să ducem mai departe. E, păstrând cronologia lucrurilor, domnule primar, luni ați avut o conferință de presă în care ați prezentat bugetul pentru anul 2024, iar miercuri, să nu mă înșel, miercuri, da, a fost acea dezbatere publică. Da, 5 ore de dezbatere publică. 5 ore de dezbatere. Care au fost concluziile după dezbatere, domnule primar? Important e că Clujul, indiferent din ce direcție se află fiecare, trage pentru un singur Cluj. Și aici este important faptul că valorificăm avantajul acesta competitiv al Clujului de a avea expertiză de specialitate, de a avea ONG-uri puternice, de a avea societate civilă recunoscută, de a avea experți pe domenii care își spun cuvântul. Noi suntem aici să adunăm tot ceea ce este bun în cetate. Și am adunat o grămadă de idei bune, de lucruri bune pe care le-am și prezentat public deja, ideile pe care, cred că și dumneavoastră le-ați menționat, de a avea, de exemplu, un inel metropolitan verde al Clujului, propunere lansată de Consiliul Civic Local, o idee lansată de societatea civilă legată la un regulament pentru ceea ce înseamnă, să nu greșesc denumirea, redevenitul comunitar, adică o idee în care practic să putem să avem zone, cum sunt cele din zona Parcul Rozelor din Cluj-Napoca, unde se dezvoltă în partener cu Canalul Morii un proiect important de modernizare, să avem un regulament de acest fel,
astfel încât să putem pune în valoare această dimensiune a grădinilor comunitare, amenajarea unor grădini comunitare sau protejarea biodiversității din pădurea Hoia. Iarăși un lucru extrem de bun și de bine articulat de către noi, unde noi vom lucra ca atare să facem tot ce ține de noi. Deja noi avem un studiu pe care le vom aproba astfel încât să consacrăm această zonă de biodiversitate, să o păstrăm pentru Clujeni naturală, cu natură în primul rând, și care să dea șansă să ne bucurăm de o calitate a vieții în zona respectivă. Acum pot să vă spun că am lucrat chiar dimineața la ultimele detalii despre bugete din punct de vedere financiar în privința alocărilor pentru organizații non-guvernamentale în domeniul cultural, pentru alocările sportive, pentru alocările pentru culte, pentru alocările pentru sănătate. Vom avea o majorare cu 25% a sumelor față de anul trecut. Inițial am pus 15%, ne-am restructurat bugetul în urma și a dezbaterii publice și a propunerilor care au venit în cadrul dezbaterii publice de creștere pe cât posibil a acestor alocări de sumă pentru tot ceea ce înseamnă sector cultural, pentru ce înseamnă dimensiune sportivă, repet, sănătate, culte. Deci puneți 25% în plus față de ce a fost în 2023 și vor fi sumele pe care le vom avea în buget pentru 2024. Asta arată interesul nostru pentru a susține toate aceste dimensiuni care fac Clujul vibrant, care fac Clujul să fie ceea ce este. Clujul este ceea ce este și datorită acestei dimensiuni extrem de puternice de susținere pe orizontal a sectorului cultural, sector cultural care după aceea a creat mari evenimente de anvergură ale Clujului, sectorului sportiv, sectorului ONG, sectorului de sănătate, evident, care are nevoie atât de mult de resursele financiare pentru a ne asigura sănătatea noastră. Deci, din această perspectivă, și mă bucur, uitați, apropo de sport, că Simona Halep revine pe tren la Cluj, la Sport Festival în 2024, felicit pe Patrick Ciocile, pentru că a reușit un lucru absolut fabulos. Se aduce aici pe Agassi și pe Steffi Graf, legende absolut. Ne imaginăm vreodată că vom avea șansa să-i vedem pe un teren în România, ca să mai vorbesc la Cluj. Îi vom avea în 15 iunie 2024 la Cluj, Napoca, pe Andrei Agassi, pe Steffi Graf, mari campioni ai tenisului mondial, deținător de Grand Slam-uri. Și, evident, prezența Simonei Halep este un lucru extraordinar alături de Andrei Pavel. Încă o dată îi felicit pe cei de la Sport Festival că, iată, valorifică și potențialul infrastructurii pe care noi avem, această sală minunată, polivalentă, dar în același timp, prin reușita lor, pun din nou Clujul pe harta lumii. Că vă dați seama unde merge. Bine, și acum, în februarie, vom avea turneu de Igor, este deja cel clasic, ăla-i competiție. Da. Ăla-i competiție, cel mai bun turneu 250, ăla-i deja competiție. Acum vorbesc de festivalul acesta, Sport Festival, unde aduci mari legende care să facă meciul demonstrativ. Astăzi de la ora 12 va fi alături de noi Patrick Ciorcilă. Felicitări și noi din partea noastră a orașului, încă o dată trazi acest mesaj de apreciere, pentru că prin munca lui, neobosit așa, aduce un plus de valoare orașului nostru și de recunoaștere internațională. Bravo, bravo lui, un tânăr care, iată, prin muncă serioasă, poate să valideze și orașul dincolo de dimensiunea sportivă pe care o are. Tot știu că la BT Arena este o competiție mondială de motocross, super enduro. Da, am văzut ce s-a făcut acolo, am văzut niște poze din BT Arena, pe cuvânt. Mă gândeam că în februarie imediat va avea loc turneul de tenis și acum sunt munți de cauciucuri. Cum se numește sala noastră? Polivalentă. Dacă e poli, înseamnă că poți să ai și tenis și motocross. Atenție, organizatorii oferă intrare gratuită elevilor de clase la 11 și la 12 de la școlile clujene. Deci, atenție, mesaj important pentru tineri, această facilitate pe care o asigură organizatorii, și îi felicit pentru această inițiativă din nou, pentru că din nou avem o competiție de nivel mondial la Cluj-Napoca, pentru pasionații de un asemenea sport. Clujul, vedeți, încearcă pe toate capitolele să potențeze tot ce e mai bun, să încurajăm să aducă cele mai bune evenimente, tinerii să aibă șansă să-și diversifice activitățile. V-am spus și noi, punem
să construim la Cluj un skatepark de, de interior. Tocmai să dăm posibilitatea că pe perioada asta, când iată iarnă, ploaie, viscol, zăpadă, să poți să practici în asemenea sport. Repet, vin la premisa și ne întoarcem la ce am vorbit la începutul emisiunii. Sportul este condiția de bază pentru o sănătate pe termen lung. Și aici, mai ales pentru tineri, noi adoptăm această politică publică și o să vorbesc despre asta, acele vouchere sportive pentru elevi. Bun, aici vreau să fac o paranteză, îmi cer scuze că vă întrerup, dar exact cum funcționează, știu că s-a discutat destul de mult în conferința de presă, dar sunt mulți care nu au înțeles, chiar am fost întrebat de vreo 3-4 persoane despre aceste voucher. Pentru că e un proiect pilot, cred că unic în România, care pornește de la următoarea premisă sau are la bază următoarea motivație. Din nefericire, România, și evident că nici Clujul nu poate face abstracție, pentru că este România și suntem acolo și noi, România are cea mai înaltă rată de obezitate la tineri și adolescenți din Uniunea Europeană. Din nefericire, asta e realitatea. Prin lipsă de mișcare, adică mult sedentarism, prea multă lene în sensul acesta metafizic al cuvântului și de a nu face mișcare, prea mult stăm în fața jocurilor video, a calculatoarelor, prea mult ignorăm orele de sport la școală, prea mult vrem totuși să facem doar cu mașina sau cu mijloace motorizate, adică ceea ce noi aveam când eram copii, acea plăcere de a fi tot timpul în aer liber, în mișcare, în activitate, s-a diminuat în timp. Și atunci avem această datorie, generația care astăzi reprezintă și dă o conducere orașului, să ne gândim ce se va întâmpla cu acești tineri dacă ei continuă această traiectorie. Un tânăr care este obez în adolescență va fi un adult cu mari probleme de sănătate. În primul rând că viața lui, ca și calitate, va fi compromisă în mare parte și, în egală măsură, presiunea pe sistemul medical și costurile sistemului medical vor fi foarte mari. Și atunci, de ce să nu facem ceea ce ne spun toți medicii? Prevenție. Haideți să punem în ordinea lor firească cai în fața căruței și acum să diminuăm șansa ca acești tineri să devină obezi în adolescență, să construim și să avem tineri sănătoși, că doar știm de 2000 de ani cu o minte sănătoasă, doar într-un corp sănătos se poate dezvolta cel mai bine. Și atunci trebuie să venim și noi, autoritatea locală, alături de școală, alături de părinți, alături de familie, să oferim un stimul. Ce putem noi face? Din sărăcia pe care o avem, să încurajăm prin voucherele sportive, avem și vouchere culturale, pentru că și cultura e parte integrantă a dezvoltării unei personalități umane, dar atunci dacă vorbim de sport, ca fiecare generație, din clasa 1 până într-a 12, odată pe an, adică un an școlar, o generație, o clasă, se poate beneficia de un voucher sportiv de 500 de lei, fiecare elev din acest oraș. Vom începe probabil în toamnă, 2024-2025, cu anul școlar, și cei din clasa a treia, cel mai probabil, că așa am pornit de la premisa asta, am pornit, cei care în toamnă vor fi în clasa a treia copiii, prin familiile lor, vor avea șansa să primească un voucher de 500 de lei cu care să meargă să se înscrie și să-și plătească abonamentul la orice club sportiv, la orice sport. Ce începând, sport începând din clasa a treia. Începând din anul școlar 2024-2025, da, pentru elevii care vor fi în clasa a treia în toamna acestui an. Da? Dar pentru o singură generație, înțelegi, nu putem să dăm la toți, că nu avem banii aceștia să cumpărim pentru toți. Aici nu s-a, vedeți, aici nu s-a înțeles, s-a crezut că se dă și la cei care sunt la liceu. Băi, oameni buni, dacă nu ascultați ce spun eu, ce să vă spun acum, dacă vă gândiți la fete frumoase când eu vă explic în detaliu. V-am prezentat programul pe care îl are guvernul, îmi spun, guvernul vrea să înceapă anul ăsta voucherele culturale pentru clasa 12-a, da? Da, am spus, ok, o să începem cu clasa 9-a, ca să poată prinde și ei accesul la vouchere culturale. Am spus, mutandis, mutandis, pentru partea sportivă vom începe cu o clasă, tot așa, anul acesta vom începe cu clasa a treia, anul următor vom vedea cu clasa, în funcție de cum va evolua programul, cu ce clasă, o generație să aibă posibilitatea. Pentru că vă dați seama că nu poți să ai o acoperire bugetară nicăieri în lume să poți da pentru toți, din toate clasele, tot timpul și nelimitat. Doar e un semnal pe care îl dăm în această direcție ca să începem să încurajăm pe copii de tine, da? Pe copii, pentru cele culturale, ok, pentru că presupune prezență la operă, la teatru, la concerte, la muzee, la excursii culturale. Ne-am orientat, cum și legea s-a orientat pentru elevii din liceu.
pentru sport, ne-am orientat începând de când sunt mici, să prindă gustul pentru sport. Să prindă gustul pentru a practica sportul de masă, că nici noi cu un sprijin pentru familii să încurajăm să ducă copiii la sport și să-și plătească un abonament la un club să lua activitate sportivă. Deci asta este ideea de bază de la care am pornit și despre asta am vorbit, dacă ați fost atenți și în conferința de presă. Domnule primar, revitalizare și regenerare urbană, piața... Asta înseamnă un buget de peste 1 milion și ceva de euro pentru ambele activități, doar pentru acoperirea unei generații din clasa a treia pentru voucherele sportive și a clasei a noua pentru voucherele culturale. Înseamnă 1,2-1,3 milioane de euro. Revenind la proiectele din 2024, vreau să vă întreb de revitalizarea și regenerarea urbană a pieței Avram Iancu. Cum o vedeți dumneavoastră? Cum le vă spune specialiștii, că știți bine că nu eu mă pronunț aici. Deschid competiția, deschid licitația, deschid procedura administrativă. Evident, experții se vor pronunța, ne vor propune cele mai bune soluții, în parteneriat, evident, cu Mitropolia Ortodoxă, care este proprietara pieții Avram Iancu, și vom lua o soluție pe care să o validăm împreună și de a duce acest spațiu de calitate din centrul Clujului, așa cum se așteaptă toți clujenii, să îmbunătățim calitatea și acestui spațiu. Atât de frumos el își are originea, pentru că această piață s-a numit și piața Victoriei la un moment dat, și piața, nu știu, nume rusesc, a fost la un moment dat în perioada stalinistă, nu mi-am inteles exact numele. Acum, după Revoluție, numele lui Avram Iancu, piața Avram Iancu, și tocmai că suntem în anul Avram Iancu, cu atât mai mult, avem toate motivele să o modernizăm această piață în memoria și în cinstea marelui erou național Avram Iancu, pe lângă faptul că, repet, pe strada Avram Iancu, unde a locuit Avram Iancu în perioada studenției, realizăm centru memorial Avram Iancu, ca un moment în care să-i aducem omagiu acestui erou al neamului românesc și, de asemenea, să creăm un centru unde să poată avea loc dezbateri, prezentări, imagini, să vadă în termeni concreți, locul unde Avram Iancu pur și simplu a trăit la Cluj în perioada studenției. Îi felicit pe colegii mei pentru că au reușit să achiziționeze și să o aducem în proprietatea orașului acele încăperi în care a locuit Avram Iancu în perioada studenției de la Cluj. Bun, deci, din această perspectivă, vom intra în linie dreaptă pentru modernizarea pieței Avram Iancu prin demararea procedurii. Vreau să vă întreb cum s-a ajuns la ideea de skate park indoor? Pe baza solicitărilor constante pe care le-am primit din partea cetățenilor și a clujenilor de toate vârstele. Am primit și verbal și scris în decursul anului trecut, 2023, aceste propuneri și am spus dacă găsim soluții și de teren și financiare, în 2024 mă voi ține de cuvânt și vom începe demersul. Și mă țin de cuvânt și începem demersurile de construcție acestui skatepark de indoor. Mai am o promisiune pe care vreau să o onorez, în sensul că am făcut-o, în sensul că voi căuta soluții să rezolv o problemă care iarăși este de civilizație. Mai deocamdată mai am de lucru, e vorba de a avea un cimitir pentru animale. Așa cum există în toată lumea civilizată, trebuie să fie un cimitir distinct, acreditat, avizat de către Direcția de Sănătate Publică după rigorile respective. Deci ne trebuie și teren și avizare. În acest sens, lucrez la acest demers de a găsi soluții, pentru că este civilizat și decent să ai și un asemenea cimitir pentru animale, de a oferi această posibilitate clujenilor. Suntem orașul, cred că, cu cele mai multe animale de companie din România. Dacă vă uitați la acele statistici, ne prezintă USAMV-ul în perspectiva evidențierii și a cunoașterii de către clujeni aceste dimensiuni a tratării animalelor de companie, a faptului că acolo există locuri unde poți să duci un animal de companie dacă are o problemă de sănătate și să fie tratat. În consecință, trebuie să avem grijă și de această dimensiune. Sunt și în România, sunt și în lume, asemenea cimitire, unde ai o placă pentru animalul de companie, unde a fost îngropat. Dar, repet,
lucrăm la acest demers, pentru că este o chestiune de respect și de civilizație, spun eu, și voi veni cu detalii pe măsură ce voi identifica toate soluțiile. Acum, la skatepark din interior, deja avem soluția de teren, sunt trei, vom alege una, în piața, în Gheorgheni, în baza sportivă din Gheorgheni, este prima opțiune, baza sportivă la teren sau în parcul detunat. Colegii mei optează pe bază la ceea ce am văzut și de la CSS, că opțiunea ar fi pentru baza sportivă Gheorgheni. Deci vom avea o locație, una din cele trei, bani deja în buget pentru a porni studiile necesare de realizare am pus. La fel lucrăm și pentru a pregăti pe parcursul anului o soluție, să vedem, pentru un cimitir pentru animale. Și dacă tot am discutat cronologic, vreau să întreb ce părere a avut viceprimarul Chiolnului despre Cluj-Napoca. Păcate, n-a sosit aseară, pentru că la ora 18 a fost... Nu mă pot multiplica. Primarul se poate, văd, că numai dumneavoastră nu puteți. Așa, stai, ca să fiu așa mai hâtru și eu. Și nu a sosit hâtri cu mine când veniți cu... pe la conferință de presă. A fost o ceremonie a Clubului Oamenilor de Afaceri German din Transilvania, în prezența primarului din Köln, pentru că ei au primari, cum ar veni, de sectoare, și au un primar general, Lord Mayor, cum se spune. Deci este unul din cei patru primari ai orașului, alături de primarul general al Kölnului, care va veni în luna mai la Cluj și el, este doamnă primar la Köln. A subliniat evoluția Clujului, pentru că este un primar care a fost de mai multe ori la Cluj și a ținut să felicite Clujul pentru modul în care evoluează, pentru modul că se situează într-o galie selectă europeană de orașe și în materie de dimensiune verde, nepoluantă, și în materie de inovare. Este partea rețelei 100 de orașe neutre din punct de vedere climatic, că este orașul cu... din primele 10 în materie de calitate a vieții făcute de Comisia Europeană, că este parte a ecosistemului de Regional Innovation Valley din Uniunea Europeană, că este un oraș, repet, care respiră aer european prin tot ceea ce face și dezvoltă, și că e un loc în care te simți în Europa, indiferent că ești la Cluj sau la Berlin. Este ceea ce ne dorim și noi, de altfel, în fiecare zi, să ne simțim aici, acasă, ca oriunde în Europa. Adică să avem, cum spuneam mai devreme la începutul emisiunii, un oraș ca afară, exact cum spuneam, de o țară ca afară. Am mai rem de lucruri la dimensiunea asta, dar important că suntem pe această direcție. Și important că toți clujenii sunt conectați la această dimensiune de a fi cei mai buni în domeniul lor, de a da tot ce este mai bun pentru oraș, de a face, să fim mândri că suntem clujeni prin ce facem fiecare dintre noi în fiecare zi. Și cât timp vom construi, a spus, poduri și nu vom construi ziduri între noi, vom pune cărămizi și nu vom distruge, vom promova politici care să ne unească și nu să ne dezbine, vom avea atitudine de eco și nu de ego, adică de a lucra împreună și nu de a fi individualiști. Evident că ego trebuie să-l avem, că la ne miște înainte, ne motivează, dar ăla să-l punem în folosul interesului general și să tragem tot, cum se spune, poporul la aceeași căruță, și când vom avea grijă de fiecare din comunitate tot timpul, nimeni să nu fie uitat și nimeni să nu fie abandonat, să punem accent pe producerea de prosperitate, ca să avem ce să distribuim după aceea în comunitate, să avem grijă de fiecare, dacă ne vom păstra această linie și de colaborare interinstituțională între toți cei care reprezentăm temporar instituțiile ale statului român, cu principiul pădurilor, nimeni nu este mai presus de lege și în fața legii, toți sunt egali, și cu respectarea legii și a legalității, eu zic că avem șansă să rămânem un oraș de referință. Totul depinde de noi. Ne-am creat autostrada pe care să mergem. Acum e important să ținem volanul mașinii pe drum, să nu dăm în gard, cum se spune, să ieșim de pe traiectoria aceasta bună pe care Cluj o are. Ne-o confirmă și datele economice. Vedeți că acum 20 de ani eram pe locul 5 în România. Am depășit Constanța, am depășit Brașov, am depășit Timișu, pe primul după București. Adică ne-am reconfirmat valoarea acestui oraș prin oamenii minunați pe care i-are. Și asta e cea mai mare provocare a oricărui buget și a oricărui strategii. Să ducem în continuare Clujul la nivelul următor, fără să pierdem din ceea ce am câștigat. Vom vedea că va fi un an destul de complicat și din punct de vedere electoral, și avem și greve atât ale transportatorilor, agricultorilor, CNAS-ul. Toată lumea a început așa, în forță, să spunem. Cu măsură și cu echilibru, repet, putem să le ducem pe toate, ne trebuie doar ceea ce antici ne-au spus de acum 2000 de ani, aurea mediocritas, aurita cale de mijloc,
la care mai adaug eu principiul acesta al măsurii, tot al lui Protagoras, un filozof care a spus omul este măsura tuturor lucrurilor, și ceea ce americanii au implementat în Constituția lor și n-au schimbat de la 1787, echilibru și control reciproc al puterilor. Eu aș spune echilibru în general în viață, evitați extremele, că extremele întotdeauna sunt păcătoase, căutăm calea asta de mijloc, calea de echilibru, și în politică, ceea ce spuneau americanii, pentru că spunea Hamilton, oamenii nu sunt sfinți, oamenii nu sunt conduși nici de sfinți. Și atunci, dacă oamenii ar fi sfinți, n-am mai avea nevoie de un guvern care să ne conducă, pentru că sfinții sunt sfinți, da? Dar dacă oamenii nu sunt sfinți și nu sunt conduși de sfinți, atunci avem nevoie de un guvern, iar ca acel guvern să ne conducă cât mai bine cu putință, e nevoie de echilibru și control reciproc, e nevoie de acel mecanism de checks and balances, în care nimeni să ne ajungă să confiște puterea totală, absolută, și prin echilibru și control reciproc, unde vine și societatea civilă în acest echilibru de, și control reciproc, să le putem construi aici pe pământ cel mai bun viitor. Originea puterii este aici pe pământ, este mâna noastră, în votul nostru. Cum putem să împiedicăm pe cei care dețin puterea să se transforme în stăpânii puterii la un moment dat? Și care ar fi acel... democrație de... Care ar fi acel guvern, domnule? Montesquieu ne-a spus, repet, în celebra lui lucrare despre spiritul legilor, puterea trebuie să oprească puterea, adică mecanismele prin care instituțiile se controlează reciproc, respectă legea toate, dar în același timp se controlează reciproc și să nu dea posibilitatea ca una dintre ele să o confiște pe cealaltă. Pentru că atunci avem dictatură și cunoaștem și dictaturile că le-am avut la... Și care ar fi acel guvern, domnule primar, în 2024? Guvern de oameni, că nu poate fi de sfinți. V-am spus, ar fi bine, cum spuneau americanii, să fie un guvern de sfinți. De oameni, corect, dar din punct de vedere al partidelor? Nu suntem în campanie electorală și nu pot să vă spun acum. Va fi momentul de campanie electorală unde vom zineca și ne vom spune expres opțiunea politică. Cert este că trebuie să ne gândim la viitorul nostru, al copiilor noștri, al orașului, al României și al Europei. În ce direcție ducem toate aceste comunități. Este un moment important și în iunie când vor fi alegerile parlamentare și în celelalte momente. Atunci trebuie să ne gândim ce facem cu viitorul nostru. Pentru că democrația nu este eternă, ea nu se perpetuează de la sine. Ea trebuie aparată, construită și dezvoltată în fiecare zi prin ceea ce face fiecare dintre noi. Dacă vrem să ne menținem un regim democratic, dacă vrem dictatură sau autoritarism, și aia este posibil, am avut-o 50 de ani și drumul acela, din nefericire, este... ca opțiune pe masă. Trebuie să decidem în ce direcție vrem să mergem ca și repet, ca și națiune și să vedem dacă vrem să avem o țară întregită, că am mai avut o țară atât de frumoasă, România Mare, care a fost sfârtecată în 3 luni de zile în anii 1938-40, pentru că n-am mai avut nicio garanție de securitate în preajmă. A fost lăsat în bătaia puștii. Da? Și am pierdut Basarabia fără să tragă un glonț în 26-28 iunie 40. Vremurile acelea nu sunt complet apuse. O ieșire a României din sferele de securitate pe care le avem, Uniunea Europeană, NATO, Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, ne pune din nou în situație de a fi în bătaia puștii. Și nu știu unde duce asta. Vrem să pierdem ce am câștigat? Ok, este și asta o opțiune pe masă. Stă în glonțul nostru, care astăzi glonțul este votul, în care fiecare trebuie să decide cum e mai bine să cumpănească. Dar să știe că glonțul ăla pe care îl are în mână, repet, în sens simbolic, votul, ăla poate duce și la pierderi teritoriale, și la război, sau poate duce la consolidare democratică astăzi, și o viață cât mai bun cu putință. Asta poate să se întâmple. Acum când discutăm, putem dormi liniștiți. Acum. Astăzi avem cea mai înaltă umbrelă de securitate și mai sigură din întreaga noastră istorie. Asta mai bună sub soare nu poate exista. Și pe pământ. O avem. Suntem în stare să o apărăm? Este o întrebare la care trebuie să răspundem în iunie și după aceea în următoarele alegeri. Să vedem. Este o întrebare la care fiecare să se gândească. Pentru că democrația are principiul one man, one vote. Voturile se numără, nu se cântăresc. Țineți, voturile se numără, nu se cântăresc. Și din voința fiecăruia rezultă voința colectivă și a direcției în care mergem. Că voturile se numără, nu se cântăresc. Deci fiecare are contribuție egală. De la cercetător până la academician, toți au dreptul la un singur vot și acel vot contează în egală măsură. Dumneavoastră, în fiecare emisiune am reiterat și nu vreți să spuneți nimic din punct de vedere politic și al partidelor, îmi spuneți că nu sunteți în campanie, în campanie electorală, dar alții sunt în campanie electorală. Toată lumea este, domnule primar. Repet, eu respect legea. Și când e campanie electorală, e campanie electorală. Bun, haideți că a zis că am depășit, vreau să vă întreb. Chiar nu mai pot, că un rezultat, pe mâine, ce facem? Doamne ajută, ce mă întrebați? Doamne ajută și să începem cu dreptul. Acum,
Cred că nu am împotmolit după ce am învins de atâtea ori Sibiu. Sper să nu ne împotmolim acum. Avem tradiție și rezultate bune. Bun, haideți să dăm primul pronostic în 2024, domnule primar. Nu poate fi decât unul. Știi cum zic cei de la Pronosport când merg acolo? 1x2, merg unul solist. Deci ce înseamnă? Unul solist, dacă aș mai juca vreodată. I-am jucat acum vreo 20 de ani, am jucat de atunci. Deci unul solist, da? Da, așa. Bun, mulțumesc. Doamne ajută, la revedere. Doamne ajută, toate cele bune, la revedere. Sunt Carol Vlad, alături de mine a fost primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc. Nu uitați, de la ora 12, tot pe ziua live, va fi Patrick Ciorcilă, împreună cu colegul meu Mihai Moga. Toate cele bune, weekend plăcut tuturor, la revedere.